Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Sandu Scobioala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Uniunea Europeană îi va sancționa pe cei care au afectat suveranitatea și democrația Republicii Moldova, susține șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. Președinta Maia Sandu a îndemnat Canada să sancționeze oligarhii fugari și să sprijine Republica Moldova în lupta contra corupției. Detalii la știri. Reprezentanta partidului Șor, Evgenia Guțul, suspectată de poliție pentru coruperea alegătorilor, este liberă să candideze duminică și la cel de-al doilea tur de scrutin. Mai multe vă spunem în jurnal. Uniunea Europeană îi va sancționa pe cei care au afectat suveranitatea și democrația Republicii Moldova, susține Ianis Manjeix, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. Invitat la emisiunea Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, diplomatul a declarat că procesul de pre-vetting este unul independent, iar deciziile sunt luate în mod transparent. Împreună cu partenerii americani sprijinim procesul de pre-vetting și atunci când vedem primele rezultate tangibile, deci nu doar că au fost trecute candidații prin vetting, dar și alegerile în CSM au avut deja loc. Deci Consiliul a fost constituit și noi îl vedem ca pe un pas important înainte. Și evident că noi vrem să vedem și alți pași ulteriori care trebuie să fie complementați de alte numiri în CSM și de către discuțiile continue ce ține de procesul de vetting complet pentru judecători și procurori. Așadar, noi vedem progres, noi vedem că, într-adevăr, nu este tare rapid, dar este bine că nu este rapid, pentru că e ceva ce noi tot reamintim moldovenilor, că nu este important doar rezultatul pe care vreți să-l obțineți. Potrivit oficialului, reformarea justiției este un proces de durată, însă primele rezultate încep să prindă contur. Avem nevoie de un judecear curat și e ceva ce încă trebuie să fie, să se lucreze următoarele luni și ani, de fapt, pentru că este ceea ce alte țări europene au arătat. Acest proces nu se întâmplă peste noapte. În același timp, noi evident că vedem că sunt primele semne încurajatoare că lucrurile merg în direcția corectă, că există hotărârea cu privire la raportul internațional Chișinău, hotărârea din Curtea de Apel cu privire la Elan Shore, care au durat foarte mult timp, cu 70 de amânări, deci și dar acesta este un exemplu cât de necesare sunt schimbările în acest sistem. Deci știu că, mă rog, aceștia sunt primii pași luați, întreprinși, dar este clar că acestea sunt doar primii pași. Eu numesc asta o istorie de succes. De asemenea, diplomatul a menționat că Uniunea Europeană definitivează un mecanism de sancționare a oligarhilor moldoveni necertați cu legea. Președinta Maia Sandu a îndemnat Canada să sancționeze oligarhii fugari și să sprijine Republica Moldova în lupta împotriva corupției în timpul discuțiile sale cu guvernatorul general al Canadei, Mary Simon. Șefa statului s-a întâlnit la Ottawa cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. Aceștia au discutat și cum Canada poate ajuta Moldova să fie mai puternică și mai rezistentă în fața provocărilor. Am discutat despre cum putem avansa cooperarea bilaterală și apăra împreună valorile pe care le împărtășim. I-am mulțumit premierului Trudeau pentru susținerea fermă a guvernului canadian pentru parcursul nostru democratic. Am menționat expertiza, instruirile și asistența de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm sectorul de apărare și de securitate națională. Am mulțumit domnului prim-ministru pentru ajutorul primit anul trecut ca să gestionăm mai bine criza refugiaților. A menționat Maia Sandu, cei doi oficiali au mai discutat despre cum ar putea fi abordate problemele diasporei moldovenești din Canada. Magistrații Curții Constituționale s-au întrunit în a treia zi de ședință pentru a examina sesizarea guvernului prin care este cerută scoaterea în afara legii a partidului Șor. La ședința de astăzi sunt prezenți și câțiva deputați ai formațiunii, inclusiv Marina Tauber, cercetat într-o cauză penală privind finanțarea partidului Șor. Totodată, mai mulți susținători ai partidului s-au adunat cu pancarte în fața înaltei curți. La începutul ședinței, apărătorii au cerut sistarea procesului pe motiv că demersul guvernului nu ține de competența Curții Constituționale. Amintim
încă în noiembrie 2022, guvernul a propus verificarea constituționalității partidului Șor, iar câteva zile mai târziu, curtea anunța că a inițiat procesul de examinare a sesizării. Partidul Șor a negat orice acuzație și a menționat că deciziile guvernului reprezintă un atentat la pluralismul de opinie. Fostul deputat Vladimir Vitiu, cunoscut pentru traseismul său politic de la comuniști la democrați, apoi la partidul Șor, ar putea reveni în Parlament luându-i locul șefului său de partid, Ilan Șor, care la sfârșitul lunii aprilie a fost lipsit de mandat. Comisia Electorală Centrală a aprobat o hotărâre prin care îl declară pe Vladimir Vitiuc supleant în lista de candidați a partidului Șor și a propus curții constituționale să-i valideze mandatul. La 2 mai, prin hotărârea 1072, Comisia Electorală Centrală a luat act de hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, numărul 92, din 27 aprilie, prin care s-a constatat încetarea de drept a calității de deputat a domnului Ilan Șor, ales din partea partidului politic Șor, și s-a declarat vacant mandatul de deputat. Se propune Curții Constituționale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova domnului Vitiuc Vladimir, candidat supleant pe lista partidului politic Șor. Și punctul 3, prezenta hotărârii, intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestat în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală. Vladimir Vitiuc a deținut anterior mandatul de deputat timp de 16 ani în perioada anilor 2005-2021 și a reprezentat Partidul Comuniștilor. Ulterior, împreună cu alți 13 deputați, acesta a părăsit Partidul Comuniștilor și s-a alăturat Partidului Democrat. În 2020, Vitiuc, alături de colega sa, Violeta Ivanova, a aderat la Partidul Șor. Anterior, pe numele său, a fost pornit un dosar penal pentru luare de mită. Mai exact, Vitiuc a fost acuzat de faptul că ar fi obținut sume enorme pentru a părăsi PCRM. Mandatul de deputat a rămas vacant după ce Parlamentul a votat ridicarea mandatului lui Ilan Șor, condamnat definitiv prin decizia Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare. Duminică, 14 mai, alegătorii din Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege bașcanul. În turul 2 luptă pentru obținerea mandatului Evgenia Guțul, susținută de Partidul Șor, și Grigori Uzun, candidatul socialiștilor. Jurnalistul Romeo Ciamărtean a reflectat pe larg la Vocea Basarabiei campania electorală din Găgăuzia. În numeroasele sale deplasări în regiune, a discutat cu politicienii de acolo, dar și cu alegătorii, și acum încearcă să analizeze comportamentul localnicilor, dar și a celor doi candidați. Găgăușii sunt destul de disciplinați și ei, chiar dacă nu sunt mulțumiți în mare parte cu rezultatele primului tur, o să iasă la alegeri. Consider că va fi procent mai mic, cred că în jur de 40% care vor ieși, dar observ că sunt mai decepționați și mai dezorientați. Mulți alegători nu mai văd în cei doi candidați lideri care să îi reprezinte și vor vota mai curând partidul decât omul, susține Romeo Ciamărtean. Eu am observat că deja pentru cine nu mai se mai pune întrebare, pentru că unii dintre înșii văd că asta e un joc politic și nu mai au candidați care să fie personalități. Mai degrabă ei acum doresc ca acea persoană care o să fie viitorul bașcan să se țină de promisiuni și să se ocupe nu de geopolitică, ci de problemele interne a regiunii. Iar cât privesc zvonurile despre cumpărarea voturilor în Găgăuzia, jurnalistul susține că devină e mentalitatea post-sovietică duplicitară a unor alegători. Pe de o parte, ei înțeleg că asta e rău, pe de altă parte, oricum participă pentru că n-au ce pierde. Am auzit voci care spuneau că Partidul Șor cumpără aceste voturi, dar oamenii nu întreprind nimic. Dacă și nici autoritățile nu au sesizat, să spunem, organele competente în privința asta, nici populația nu este activă ca să contrapune ceva, o acțiune personală împotriva acestui flagel.
Reprezentanta partidului Șor, Evgenia Guțul, suspectată de poliție pentru coruperea alegătorilor, este liberă să candideze duminică la cel de-al doilea tur de scrutin pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Anunțul a fost făcut de șefa autorității electorale de la Comrat, care a constatat lipsa probelor de finanțare ilegală a campaniei. Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii satului Cazaclia dacă vor participa la scrutin și cine din cei doi candidați merită să devină viitorul bașcan. Asta a scos cu 2 dni. Буду. И как вы считаете, кто из этих двух кандидатов достоин стать будущим башканом? Я считаю, что они оба не подготовлены к этой работе. На следующей неделе я уезжаю, как бы, и на выборах меня не будет. А в первом участвовали? Да. И ваш кандидат прошел? Нет. К сожалению, нет. Ну, как вы считаете, из этих двух кандидатов, кто достоин стать будущим башканом? Кто и останется, чтобы достойным был, чтобы хотя бы для народа что-то сделали. А не только на словах, потому что сколько лет уже выборы, что я вижу, все только обещают. Как бы ничего никто не делает. Я думаю, что Узун останется. А почему? Ну, я так думаю. А мое мнение такое. Но вы довольны результатами выборов? Результатами не совсем доволен первый тур, но все-таки я думаю, что Узун победит. А как вы считаете? Вопрос сложный с Шором. Я был на встречах, он говорил, выбираете Гуцул, значит, выбираете меня. Человек осужден, находится в другом государстве. Поэтому я считаю, что Узун. В первом туре не участвовал, во втором тоже считаю, что... Вы не будете участвовать? Нет, потому что нет у них это, цели своей. Нету... Людям не говорят, чем он будет двигаться, как. Только обещают, будет, будет, будет. Да, конечно. И как вы считаете, из этих двух кандидатов, кто достоин стать будущим башканом? Я буду голосовать за Евгению Гуцул. Почему? Ну, потому что думаю, что ну, с поддержкой партии Шор они добьются чего-то. У нас второй тур будет. Узун и... Гуцул. Шор. Ага, а Гуцул фамилия, да. Мы говорим Шор. Вы считаете, что там Шор, да? Да, так говорим. И как вы считаете, кто из них победит? Я думаю, что Узун. Узун? Да. А почему? Потому что он гагауз, а это Шор говорят, что еврей он. Конечно. А скажите, как вы считаете, кто из кандидатов достоин стать будущим башканом? Ну, посмотрим там, я точно не скажу, не знаю, кто. Но вы с выбором определились? Да, да, да. Ну, будем, конечно. Будем. И как вы считаете, кто из них достоин стать будущим башканом? Я считаю, что этот, как его, Гуцу. А вот почему вы считаете, что она? Ну, не знаю, у нее больше денег, поэтому... L-am întrebat pe vicepreședintele formațiunii partidului nostru, Ilean Cașu, care este miza alegerilor bașcanului din Găgăuzia. Potrivit lui, autoritățile de la Chișinău nu au acordat destul atenție acestei regiuni. Este vorba despre coruperea alegătorilor, despre cumpărarea pe bani a voturilor, deci un proces care nu are nimic cu democrația electorală, deci a fost încălcat de către, în speță de partid ușor, codul electoral și penal al Republicii Moldova. Unicul meu regret ca cetățean este că instituțiile competente ale statului nu au reacționat mai devreme să stopeze aceste ilegalități. Turul 2 al alegerilor din Găgăuzia va avea loc duminică 14 mai. Serviciile secrete de la Moscova, împreună cu partidele proruse din Republica Moldova, sunt în spatele protestelor din stradă. Rusia folosește nemulțumirile oamenilor pe fondul scumpirilor pentru a destabiliza guvernul de la Chișinău. Sunt câteva declarații făcute în interviul oferit de președinta Maia Sandu la Ottawa, în cadrul CBC News. Șefa statului a menționat că țara dorește să-i fie respectată alegerea de a continua drumul spre Uniunea Europeană, de a avea șansa de a consolida un stat democratic. Now they're paying some corrupt groups to organize protests, to provoke violence in the streets, hoping to overthrow the government.
But we have managed to prove that we are strong. We are also strong because we have many friends, and my visit here today is a sign of the friendship with Canada and with many other democratic countries that we value very much. Ucraina trebuie să reziste pentru ca scopul Federației Ruse de a restabili Uniunea Sovietică să nu fie bifat, menționează Maia Sandu. Ucraina a dat dovadă de un curaj nemaipomenit, dar trebuie ajutată în continuare, pentru că țara luptă pentru libertatea Europei. Ukraine is helping us stay safe. And if Ukraine would have not been able to resist the attacks of Russia, then Russia would probably be in Moldova today. This is what they've been saying. This is what they've been showing, that they want to recreate the Soviet Union. They don't have respect. Russia doesn't have respect for the territorial integrity, for the sovereignty of other countries. And yes, today we're safe in Moldova. Thanks to the courage of the Ukrainian people. Rusia exercită presiune enorme asupra Republicii Moldova pe toate fronturile. Constituția Moldovei spune că e o țară neutră, dar nu e o țară indiferentă pentru NATO. Este un partener comun al NATO și al Uniunii Europene, mai precizează Maia Sandu. The Russian propaganda has been so strong over the last decades, blaming NATO for many things. And today the Russian propaganda says that the moment Moldova starts talking about NATO membership, then it risks being attacked by Russia. Right. So the fears, the propaganda still determine some people, you know, to not support the membership. But there has been an increase in the number of those who believe that Moldova should become part of NATO. Canada va oferi Republicii Moldova, prin intermediul Organizației Internaționale a Migrației, un sprijin financiar în valoare de 2 milioane de dolari. Acești bani ar urma să contribuie la creșterea capacității Poliției Naționale a Republicii Moldova de a asigura securitatea, în special în zonele cu un număr mare de refugiați și migranți, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul guvernului de la Ottawa, după întâlnirea din 11 mai între președinta Maia Sandu și premierul canadian Justin Trudeau. De ziua Europei, 5 partide extraparlamentare pro-europene au semnat o declarație privind cursul de integrare europeană al Moldovei. În opinia semnatarilor, doar integrarea deplină și efectivă în UE poate garanta moldovenilor pace, demnitate, siguranță și bunăstare. Totodată, aceștia au formulat drept priorități urgente decuplarea Republicii Moldova de la monopolurile menținute de Federația Rusă în economie, energie, mass media, dar și retragerea neîntârziată din comunitatea statelor independente. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă Moldova trebuie să rămână în CSI. Părerea nu este pozitivă a mea, fiindcă nu trebuie să iasă din organizația asta, că organizația asta nu aduce absolut nimic pentru țara noastră. E din contră tot timpul, nu că ne-o mințit, dar ne-o dus în eroare. Nu, niciun beneficiu nu a avut, niciodată. Nu, categoric. Până acum n-am văzut niciun beneficiu. Cred că ori una, ori alta, dar CSI nici într-un caz. E o organizație care e moartă. Și după cum merg lucrurile, cred că moartă o să fie în continuare. Net. Moldovanii România e un narod, un zic, o cultură. Rusia e imperia zla. Nu se poate la două stuluri. Evrosoiul și NATO e altă treabă. Nu. Spre Europa. Fiecare cu mintea lui. Sunt o parte care vor cu CSE înainte, dar sunt o parte care cu Europa. Avem toți copii plecați psihotari, ne gândim la dânșii, spre viitorul lor. Sperăm că o să fie bine. Alte șiri nu avem. Azi trăim tot așa cum până amod, dacă noi să rămânem cu CSE. Părerea mea, anii mei, am trăit în timpurile celea și nu am trăit, e clar mai bine și dar cât trebuie. Cunoașteți care sunt beneficiile pe care le are țara de la apartenența la CSE? La CSE? Nu le cunosc, dar ceea am auzit cândva la radio. La televizor am fost membru și a fost bine. Știți, ca partea CSI nu văd calea noastră pentru că fiecare țară se dezvoltă în pe lui. Totul depinde de diplomația celor de sus. Adică eu am un proverb preferat, să fii șlup, sătul și oaie întreagă. Orice apartenență, fie la Uniunea Europeană, fie, are plusurile și minusurile lui. Plusul cel mare la CSI, că noi moldovenii putem să vindem acolo producția. Asta e. Poate nu e cel mai reușit, pentru că în Europa se poate de vândut mai
preț mai bun. Poate să fie gazul mai ieftin iarăși din nou, depinde de conjunctură, pentru că noi știm că după ce a venit Forțele Democratice la putere, Rusia a spus că n-are rost, fiindcă voi vreți cu Europa, duceți-vă în Europa. Gazul, dacă ți-l dă mai ieftin, dar tu trebuie și rob să muncești degeaba pentru dânșii. Ce avantaj am avut noi cu Uniunea Sovietică? Pur și simplu era mentalitatea comuniștilor să dăde că toate foste țări, 15 țări ai Uniunii Sovietice, să dădea că oamenii să aibă de mâncare, că să muncească, altfel cum? Nu a mai fost ghinii nișor. Se dorește și astăzi colonii în secolul 21 de Putin. Ucraina avea și rândul nostru, Belorusia, Pribaltica, așa mai departe. O organizație care duce la Federația Rusă. Avem așa situație la noi în țară. Când merge războiul ăsta cu hibrid, trebuie să ieșim de aici. N-am avut nimic de câștigat până acum, numai de pierdut. Eu socot că de-am vremea să ne îndepărtăm de chimie. Cunoașteți care sunt beneficiile pe care le are țara de la apartenența la CSI? Nu există. Așa că mergem mai repede în Europa și ne unim cu țara mamă, România. Fiind întrebat de jurnalista Valentina Ursu ce câștigă Republica Moldova rămânând în CSI, Ilian Cașu, vicepreședintele partidului nostru, a afirmat că autoritățile trebuie să facă o alegere între CSI și Europa, lucrurile devenind mai complicate în contextul războiului din Ucraina. Trebuie să alegi, pentru că și acolo noi am fost până acum și nu este clar. Și această neîncredere și de la două vaci, nu vreau să... Deci lucrul ăsta nu a adus beneficii cetățeanului Republicii Moldova, dar noi vorbim despre integrare europeană ca și transformare, în primul rând, a statului și a societății. Și dacă această transformare a instituțiilor statului nu are loc, atunci îți pui întrebarea că trebuie să termini cu două scaune și să stai doar pe un scaun. Este o metaforă mai bună decât vițelul de la două vaci. Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgeni Prigojin, a anunțat că forțele ucrainene avansează cu succes pe flancuri în jurul orașului Bahmut. Un astfel de avans îi pune pe mercenarii ruși aflați în oraș în pericol de a fi încercuiți. Ministerul Rus al Apărării a negat informațiile potrivit cărora forțele ucrainene ar fi străpuns în mai multe puncte linia frontului și a susținut că situația militară este sub control. Contraofensiva ucrainenilor este în plină desfășurare. Forțele armate ucrainene avansează cu succes pe flancurile Bahmutului. Din păcate, au rezultate de succes. În curând vom intra pe teritoriile regiunilor Briansk și Belgorod. Cum am zis de mai multe ori, planul armatei ucrainene deja este în aplicare. De altă parte, Ministerul Rus al Apărării a emis un comunicat publicat pe contul de Telegram al instituției, în care sunt dezmințite relatările referitoare la spargerea frontului de către ucraineni în anumite zone ale liniei de contact. Între timp, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, anunță că a aprobat un plan strategic exhaustiv pentru reformarea sistemului de aplicare a legii, arătând că trebuie asigurat un sistem de garantare a justiției și legii care să corespundă și scopului privind accelerarea rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини. І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз, починається в діях, особисто в рішеннях кожного і кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців. Kievul a raportat de asemenea contraatacuri eficiente în jurul orașului din estul țării, în ciuda bombardamentelor rusești constante. În fiecare an, începând cu 1977, pe 18 mai, la inițiativa Consiliului Mondial al Muzeelor, se sărbătorește Ziua Internațională a Muzeelor pentru a scoate în evidență rolul instituțiilor de cultură în dezvoltarea societății. Vocea Basarabiei a ajuns în raionul Călăraș, la Muzeul de Istorie și Etnografie, și a discutat cu muzeografa Mariana Iurcu despre importanța muzeelor în educarea oamenilor. Un muzeu este DNA-ul nostru, este educația și cultura noastră și cum noi suntem educați și cultivați, așa este un muzeu, sau cum este un muzeu, așa suntem educați și cultivați.
Mariana Iurcu a fost stabilită mulți ani în Europa. În 2016, atunci când venise momentul să se reîntoarcă la muncă în UE după o vacanță petrecută în Republica Moldova, a simțit că nu mai vrea să plece. Deși postul de muncă pe care îl avea îi asigura o viață mult mai decentă, Mariana povestește că atunci s-a rugat Universului să-și găsească un post de muncă de care să se îndrăgostească aici, la ea acasă. Inițial s-a angajat ca și ghid în cadrul muzeului din Călăraș, dar și-a dat seama într-un moment că face mult mai mult decât un simplu specialist în muzeografie. Eu tocmai venisem de peste hotare și înțelegeam cât de importantă este mediatizarea și promovarea muzeilor sau tot ceea ce faci, cu ce se ocupă un muzeu, trebuie să vorbească cu publicul ca să-l facă să vrea să vină, pentru că despre noi puțin știau, mulți erau sceptici ce ar putea să vadă aici în muzeu, că vezi tu ce avem bun noi la Călăraș. Iar prin rețele de socializare am început să-i convingem ca să avem și peste 6.000 de vizitatori anual. Mariana povestește că este foarte important ca fiecare comunitate să aibă câte un muzeu pentru a contribui la educația oamenilor. Un muzeu nu este unul static, care așteptăm să vină pur și simplu turiștii, să ne bucurăm de ei pe câteva minute, pleacă și iar stăm și așteptăm. Nu, muzeile sunt foarte active, trebuie să fie active, să se integreze în societate și după cum societatea are moda ei sau niște porniri, așa noi încercăm să ne adaptăm sau încercăm societatea să o adaptăm conform istoriei și exponatelor pe care le avem în cadrul muzeului. Un muzeu vorbește mult despre ce reprezintă o țară, spune muzeografa. Noi vom veni cu plus valoare în integrarea europeană, pentru că noi avem foarte mult potențial uman, festivaluri, tradiții și ceea ce ei deja pe parcursul anilor au pierdut. În acest an, de Ziua Internațională a Muzeelor, nu vor organiza activități, ci îi vor premia pe toți cei care au contribuit la dezvoltarea locului unde se ascunde istoria. Noi avem oameni care s-au dedicat cu trup și suflet pentru creșterea patrimoniului cultural din muzeu și vrem să-i premiem, vrem să le facem o sărbătoare. Noaptea Europeană a Muzeilor va fi marcată în acest an pe 13 mai cu genericul La Noaptea Muzeilor Moda Prinde Viață în 5 instituții muzeale din Chișinău. Festivalul Tradițiilor Românești, destinat promovării artei populare românești, începe astăzi la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul va dura până duminică, 14 mai, iar accesul este gratuit pentru toți doritorii. Festivalul deschide programul aniversar Ciprian Porumbescu, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis. Pentru prima dată, 10 de meșteri și artiști populari care reprezintă toate regiunile geografice din România vor expune și arăta tradițiile în fața publicului la Chișinău, alături de meșteșugari din Republica Moldova. Totodată, nume mari ale muzicii românești vor urca pe scenă, printre care Loredana Groza, Nicolae Furduiancu, Mioara Velicu și surorile Osoianu. Până atunci, vă trimit un mare țuchi. Legată cu funia de pământ este denumirea romanului lansat de poeta Lorina Bălteanu, care reprezintă totodată și debutul acestei an în proză. La eveniment au participat criticul literar Andrei Țorcanu, scriitoarea și directoarea Muzeului de Literatură Maria Șlachtinski și poetul Nicolae Popa, iar cartea s-a vândut ca pâinea caldă. Este o carte despre încercarea unui copil sau un personaj care vrea să se rupă dintr-un cerc închis, care vrea libertate, care vrea extindere, care vrea să exploateze alte lumi și nu întotdeauna e posibil, dar ea are necesitatea asta. De ce e și titlul ăsta? Cartea este scrisă prin ochii unei fetițe care crește cu gândul că vrea să plece departe de locul în care s-a născut, simțindu-se legată de el, cum mi se pare că e prinsă și luna cu o funie de pământ. Nici într-un caz să nu se confunde cu noțiunea de amintiri din copilărie sau autobiografic. Și chiar dacă uneori este indicat un sat concret sau satul meu, deci este despre orice sat din Moldova și personajul meu a trăit în orice sat din Moldova. La poezii, la proză. Da, vreau să spun că nu e larg râul. Îl treci pe jos, nu e obligatoriu să ai barcă. Cât timp ați scris-o? Păi vreo lună de zile cât m-a ținut durerea de o coastă.
O lună de zile doar. Da, și după aia am mai zăcut câteva luni bune într-un sertar, dar descris, am scris-o repede. Alături de autoare, la lansarea cărții a participat și criticul literar Andrei Țurcanu. Este o carte excepțională pe care o recomand tuturor să o citească, pentru că în această carte o să-și revadă propria lor viață, propriul lor sat, cei care sunt din sat, dar în același timp o să-și revadă propriul destin printr-o grilă magică, magico-poetică. Pentru că Lorena Bălteanu este a începuturi și pe urmă, până azi, o poetă. În acest roman, la fel, este o poetă, da? Dar o poetă deja romancier. Cei prezenți la lansarea cărții spun că au citit poeziile scriitoare, iar acum i-a intrigat titlul. Vreau să citesc cartea cu nerăbdare, aștept. Dar... Vă intrigă denumirea cărții, da, titlul cărții? E clar, e clar. Cam înțelegem despre ce este cartea. Despre ce vă gândiți dumneavoastră? Eu cred că este clară, legată cu funia de pământ, de pământul natal. Cred că este vorba de o fetiță care visează să plece, dar oricum legată de acest pământ, pământul natal de energie, unde s-a născut. Așa cred, dar nu am citit-o. Despre carte știu ceva mai de mult timp. A făcut o confesiune încă vara trecută, când era venit aici acasă ca să se inspire, probabil, și a lucrat asupra cărții, ceea ce am citit eu. Deci sunt niște amintiri și niște scrieri care îți trezesc așa un sentiment dulce amărui, de nostalgie, de copilărie, de lucruri care s-au produs în trecut. Ați citit-o deja? Da. Și ce ați înțeles? Mult am înțeles. Mult e, cum sunt unele momente care au fost și la noi, în școala noastră, în viața noastră de copii de la țară. Lorena Bălteanu este un nume cunoscut în poezia din Basarabia și un nume apreciat în critica literară și acum sunt interesată și tentată să aflu cum este ca prozatoare. Lorena Bălteanu a debutat literar în volumul colectiv Dintre sute de catarge în 1980 și editorial cu volumul de versuri Obstacolul sticlei în 1984, urmat de Cioburi și poeme de sticlă. Poeziile sale sunt editate în colegeri și antologii în Republica Moldova, precum și peste hotare. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la 18.30, prezentat de colega noastră Nicoleta Toacă. Oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.